Ion Stoian. Da, cu siguranță e interesant, să spuneam că va fi transmis meciul ăla. Așa că n-avea rost să mă duc acolo dacă puteam să transmit aici. Să dăm o șut și prima ocazie. Vedem această execuție. Centrare foarte bună acolo, respinge de la scurt Muguril Florescu. Vedem Florescu, recuperare importantă aici, ce diagonală! Foarte bună diagonala și offside, da? Offside la stop. Vedem aici construcție bună de la Cosma, care n-a dat drumul, dar vede bine acolo, foarte bine în poziție și scoate Bunaru, ocazie imensă a Bacăului aici, un șut foarte bun pe jos. De la compania respectivă au fost super ok, mi-au dat un preț mai mult decât decent. Vedem un șut foarte bun aici, pe lângă poartă. Și cred că s-a spart mingea acum, că s-a auzit un sunet ciudat și cred că a căzut chiar într-un țep. E caz mare dacă s-a spart. Vedem șut mare, ocazie! Șut bun acolo, din unghi. Hai să vedem totuși fața cu mingea, că avem o leacă de noroc. Nu îi spartă, e bine, se bun. Nu s-a spart. Auzise ca și cum s-a spart. Să vedem ce trare bună și gol! CSM Bacău aici, o corner excelent executat de Valentin Mihăiță și Jose Cosma, da, un gol între hușeni aici. Și Cosma se înalță acolo și marchează. 1-0, da, un gol între cei doi hușeni de la CSM Bacău. Mihăiță îi pune mingea pe cap acolo lui Cosma. Vedem aici, încearcă Ungureanu, un șupur și gol! Ungureanu! E și o eroare de portare aici, sincer. Dar vă spuneam că Ungureanu are un șut foarte bun. Bine că era pusă camera acolo, că încerca să-mi pun telefonul celălalt, l-a încărcat și nu eram concentrat. N-a fost un șut foarte, foarte puternic, însă eroare. Cred că și șutul a fost destul de bine plasat, ce-i drept. Operare. Da, încearcă să treacă acolo și intră mingea în careu, scoate în 16 șut și Burnariu, o intervenție miraculoasă Burnariu aici, incredibilă ocazie. Aici își ține echipa la egalitate. Să vedem din nou, Cosma atacă bine mingea, însă de fie de acestea nu se duce spre poartă. Să vedem, minge bună, cușare excelentă a băcăoanilor, trece bine acum. Centrare din nou foarte bună, singur și 2-1! Singur, singurel acolo, jucătorul celor de la CSM Bacău, singur, singurel în careu acolo, pe colțul lung, cer offside cei de la Rădăuți aici, însă arbitru asistent foarte sigur pe el aici, nici vorbă de offside.
a un metru trebuie să fie distanța și este un metru. Să vedem aici șansa lui Stoian. Cine e ridicat? Stoian, însă chiar în zidul fals. A uitat să se rupă cei de acolo. De top în fotbal românesc. Să vedem, pasă bună, acum în spatele apărării. Start de meci rapid, șansă mare. Încearcă să calce acolo mingea, bun șutul. Blocat, minge 16. Din nou șut deviat și va fi corner, dar nici nu ajunsese Popovici la bancă. Nu, eu am transmis odată la Dante, în rest ei nu transmit. Vedem aici șansă bună, șut excelent în cross aici. Foarte bun șutul lui Spac. Da, Bacăul are 3 jucători în zona careului. Să vedem, rămâne mingea în posiția. Să fie jucător, șut, deviere! Ce ratare pentru Cisei Bacăul. Da, ce trecere a lui Mihăiță Valentin aici. Să vedem, preluare excelentă. O fază parcă de PlayStation. Să vedem șutul. Și 3-1. Ce fază reușește Bacăul. Ce fază de PlayStation, spune. Gol marcat aici de CSM Bacău. Nu golul în sine, deși a fost un șut foarte bun de la distanță, dar faza, trecerea lui Valentin Mihăiță, apoi preluarea lui 81, nu știu cine e 81. Lungă. Da, mingea în careu și șutul se duce peste poartă. E incredibil fază. Da, să vedem aici șansă bună pentru Rădăuț. Au nevoie de gol. Cei de Rădăuț se stoia, șut și intervenție excelentă lui Eric acum. Și face Cixere la 6 puncte. Dar abanii o să vedem centrare acolo. Cerghenți.